Într-un meci contând pentru etapa 21 din Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, CSM Deva a fost învinsă în deplasare cu scorul de 27-23 de CSM Slatina. Astfel, Deva, care mai are o restanță programată pentru 30 aprilie cu CSM Râmnicu-Vâlcea, rămâne singura echipă fără puncte în actuala ediție de campionat și ocupă logic ultima poziție în clasament. Etapa viitoare, Deva va juca acasă cu Dacia Mioveni, antepenultima clasată, și speră să obțină primele puncte. Atul celor de la Deva pare a fi noul antrenor care a stat pe bancă și la ultimele două jocuri, acesta fiind până nu de mult secund la Mioveni. Avem un antrenor alături de Cosmin Hendrea, care a stat pe bancă chiar și la etapa trecută. Deci e vorba despre Gheorghe Daniel. Ultima dată a fost antrenor secund la Mioveni și cred eu că este un atu pentru noi în meciul de miercuri, mai precis, care îl vom disputa la Deva cu Mioveniu. Pentru că cunoaște jucătoarele, cunoaște toate artificiile tehnice, să le numesc așa, ale echipei de la Mioveni și, repet, sper să facem puncte și să putem să ne ridicăm și noi la nivelul echipelor de Liga 1. Mă refer la jocuri, cu toate că am jucat în multe meciuri, am jucat bine, dar am avut ghinionul și neșansa să ratăm obținerea cel puțin a unui egal. Partida dintre CSM și Dacia se va disputa miercuri 13 aprilie, cu începere de la ora 18 la sala sporturilor din Deva, intrarea publicului la meci fiind liberă.